să se rezolve sistemul. X minus 2 multiplic de minus 3 fac 1, X minus 2 supra Y minus 3 egal cu 1. Y și în ocazul mare aia, Y minus 3 diferit de 0, Y diferit de 3. Deci X aparține R, Y aparține R minus 3. Din a doua, X minus 2 egal cu Y minus 3. Introducem Y minus 3 sub a pătrat egal cu 1. Deci Y minus 3 egal cu plus minus 1. Y egal cu 3 plus minus 1. Y cu 1 fac 3 plus 1 fac 4. Y cu 3 minus 1 egal cu 2. Dar aici X, X egal cu Y minus 3 plus 2. X egal cu Y minus 1. Deci Y cu 1 egal cu 4, X1 egal cu 4, minus 1 egal cu 3. Deci pentru clientul cuvânt de 3 și 4. Pentru Y egal, pentru Y egal cu 2, cu 2, X1 egal cu 2, minus 1 egal cu 1. Pentru 2 pe cuvânt de 1 și 2. Astea sunt soluțiile sistemului. Se pune domeniul maxim definiție, orice împărțit la 0 tinde la infinit, deci nu se poate, nu are sens acolo, deci Y diferit de 3, nu putea să dea Y egal cu 3, și s-a înlocuit X minus 2 cu Y minus 3, Y minus 3 la pătrat ne dă Y minus 3, fac plus minus 1, că extragem radical, sistemul. Trebuie să pună condiții de existență, să gândească orice operație.